Am revenit, doamnelor și domnilor, în platou pentru o altă parte a emisiunii Raportul de Seară. Alături de mine, în studio, se află domnul Ioan Stan, deputat și care candidează pentru PSD pentru un mandat în Senatul României, și Cătălin Coman, președintele organizației municipale Fălticenea, PSD, primarul municipiului Fălticeni, acum în platou în calitate de susținător. Mă îndrept spre dumneavoastră, domnule primar. Noi ne-am întâlnit de foarte multe ori în acest studio. Am discutat, am văzut, am ținut cumva, nu neapărat, dar parcă în fața ochilor am avut cum evoluția investițiilor, anumitor investiții din municipiul Fălticeni. Acum, în pauză de publicitate, mi-ați arătat o publicație tocmai măgulitor la adresa dumneavoastră, vă rog, și a partidului din care faceți parte. Cum am spus în prima parte a emisiunii, PSD-ul ține în întuneric, în lipsuri zona PSD ca să obțină, în zona Fălticeni, ca să obțină voturi. Dumneavoastră catalogat șmecher politic, lumea totuși, nu numai din Fălticeni, vă mai știi și din evoluțiile dumneavoastră pe micile ecrane, ca să spun așa. E atât de înverșunată bătălia în zona respectivă? Din punctul meu de vedere, n-ar trebui să fie o bătălie deloc înverșunată, pentru că, până la urmă, fiecare este liber să vină să vorbească cu cetățenii, să transmită, să se prezinte, să spună care sunt gândurile lui. Ca primar la Fălticeni și ca responsabil tot ceea ce înseamnă organizarea acestor alegeri, inclusiv a campaniei electorale, am fost un partener corect pentru fiecare, în sensul că orice acțiune permisă de lege a fost binevenită de desfășurat la Fălticeni, Casa de Cultură, tot ceea ce depinde, în baza legii, cu respectarea prevederilor în vigoare, absolut în regulă. Deci am lăsat pe oricine și i-am încurajat, indiferent de partidul politic pe care îl reprezintă, chiar dacă erau competitori politici, să meargă în Fălticeni, să discute pe stradă cu oamenii, să spună cine sunt, să spună ce vor, ce au făcut. Mă deranjează faptul că nu ni se răspunde întotdeauna cu aceeași monedă. Eu sunt un om legat cumva de sport și există un termen acolo, fair play se cheamă. Din păcate, la Fălticeni și în zona Fălticeni, fair play-ul îl respectăm doar noi, cei din PSD. Și o parte din colegii de la celelalte formațiuni politice, dar cei din formațiunea politică competitoare, cei de la PNL, nu respectă deloc acest termen. Nu înțeleg ce legătură am cu mine. Eu nu candidez acum la alegerile parlamentare. Sunt alții care candidează. Au venit la Fălticeni și n-au spus ce vor să facă pentru Fălticeni, cu ce vor să ajute oamenii din Fălticeni. Au venit la Fălticeni și s-au suit pe scenă și au spus că primarul să-ți dea jos geaca. Să înțeleg că obiectivul sau țelul politic al viitorului deputat și pe zona Fălticeni va fi să-l dezbrace pe primar. De haina politică, poate. De haina politică, dar e mult prea puțin pentru cei din Fălticeni. Cei din Fălticeni vor cu totul altfel, indiferent că deputatul este de la PSD, de la PNL, de la UDMR sau mai știu de unde. Vor ceva pentru Fălticeni. Vor continuitate pentru spital. Bun, și dacă vor... Vor continuitate pentru proiecte. Să vii la Fălticeni, să faci o manifestare PNL și să spui, da, primarul nu candidează. Primarul a candidat în 2016 și am văzut ce a făcut. Mulțumesc concetățenilor mei, mulțumesc fălticenilor că au avut încredere. Nu îi voi dezamăgi. Dar eu am candidat în iunie. Acum sunt altfel de alegeri. Acum fiecare parlamentar ar trebui să vină să spună ce dorește să facă pentru Fălticeni? Bun, candidații PSD ce spun? Exact ceea ce vă spun eu. Candidații PSD, de-aia vă spun că noi la Fălticeni respectăm fair play-ul. Atât eu ca primar, atât ca conducător al Partidului Social Democrat în Fălticeni, mergem pe stradă și spunem ce vrem să facem noi bine. Nu o să mă auziți pe nimeni și fălticinenii sunt martori. Care este mandatul? Că am mers pe orice stradă din Fălticeni sau ne-am întâlnit cu oricine, în piață, în centru, pe Maioreanu sau pe Republice, pe Doi Grăniceri sau pe Armatei, în care să spunem ăla a făcut rău, ăla nu știu ce a făcut, ăla e rău, ăla e urât, ăla... Nu, noi vorbim de noi și de proiectele noastre. Asta e așa un mic secret, l-am mai spus în emisiune, dar văd că nu se prind competitorii politici. Noi nu vorbim de rău pe nimeni, noi vorbim ce am făcut noi și ce vrem să facem noi. De asta am așa un gust amar referitor la această campanie electorală, că lucrurile nu sunt cum ar fi trebuit să fie. Vii la Fălticeni și spui că primarul Coman e șmecher politic. Ce legătură are asta cu campania electorală? Bun, și dacă este, fălticinenii vor trăi mai bine? Dacă nu este, fălticinenii vor trăi mai bine?
te vei duce în Parlament și vei spune tot lucrul ăsta. Vei ajunge în Parlament, vei lua cuvântul, vei face inițiative legislative. Care e legea pe care vrei să o propui? Care e legea la care vrei să lucrezi? Care este proiectul pe care vrei să-l faci pentru comunitățile din zonă? Bun, mandatul candidaților PSD, care este pentru Parlament, din partea partidului acum, pentru Fălticeni, să spunem așa. Pentru Fălticeni. Știm foarte bine că nu pot face legi pentru... Știu, într-adevăr, dar mă bucură faptul că au preluat problemele care sunt la Fălticeni și care sunt și la Brăila, care sunt și la Dej, care sunt și la Timișoara și la Craiova. Da. Sunt probleme de interes general. Nu poate fi făcut o lege pentru Fălticeni sau pentru Moara sau pentru Ipotești sau pentru Suceava. O lege se face pentru țară, dar dacă avem oameni care reușesc să ducă acest mesaj cu problemele noastre, care vor încerca, nu singur, repet, pentru că orice lege se face în echipă, se face după ce se consultă, se verifică cadrul legislativ. Corect. Și toate celelalte. Dar știu care sunt problemele și sunt oameni energiști, entuziaști, care vor să facă lucrul ăsta. Păi dacă tu pleci din start, candidat la deputat sau la senator de la PNL, pleci din start fără nicio idee, păi mi-e greu să cred că după ce vei ajunge vei avea vreo idee. Candidații noștri la PSD au venit, n-am făcut lansări, baloane, festivisme, am avut discuții, ne-am întâlnit între blocuri, într-adevăr, în frig. Ați folosit și mass media. Și mass media, am fost între blocuri, am fost în frig, am fost și pe, nu știu, Ninja, cu candidații. Au vorbit cu oamenii, oamenii au spus, domnule, trebuie asta, au vorbit, domnul deputat Stan, specialist pe probleme de agricultură, au vorbit în fiecare zonă, mai mult sau mai puțin centrală sau periferică, din municipii Fălticeni cu oamenii, cu probleme de subvenții, cu probleme specifice. L-au întrebat, au spus, și-a notat, au venit cu idei pe loc, a venit cu sugestii, știe ce are de făcut. La Fălticeni, PNL-ul a venit și a spus, trebuie să dezbrăcăm primarul. Asta este țelul lor în această activitate. Nu cred că fălticinenii vor vota doar pentru asta, că e vorba de haina politică, am înțeles, poate a fost o figură de stil. Dar cred că și aia de la, și liberalii aia din sală, din Fălticeni, puțin cât sunt acolo, cred că vreau să aud altceva. De la un candidat, la Camera Deputatelor, care răspunde și pe zona Fălticeni sau pe județul Suceava, spun, domnule, eu ca deputat voi face echipă cu primarul, voi dregi pentru cetățeni. Nu, noi vom face, dezbrăcăm primarul, asta e grijă. Să știți că am vorbit cu câțiva care au fost pe acolo prin sală. Liberali, simpatizați sau membri. Extrem de dezamăgiți au fost. Am venit că na, e partid, mai așa să vedem și noi, dar am plecat foarte dezamăgit de acolo. Am venit să ascultăm ce vor să facă ăștia. Ăștia vor să te dezbrace pe matale. Acum știți cum e. Atât. Ce o să spuneți și dumneavoastră acum, nu? Nu spune, spun realitatea, v-am obișnuit că sunt sincer, pentru că eu vorbesc foarte mult cu oamenii în teren, în teritoriu. Umblu foarte mult pe străzi. Politicienii știu cum au văzut și se miră poate că acum e în Șoldănești, acum e în centru, acum e pentru că acolo vezi pulsul. De asta și candidații noștri, domnul deputat Stan, domnul Rădulescu, colegii din Suceava, doamna Cobuz, domnul Bejnariu, au fost în Fălticeni, au discutat cu oamenii. N-au discutat la ședință festivă cu baloane și cu steaguri, au discutat pe stradă, într-o parcare între blocuri, la un pod care l-am făcut acum nou, au discutat într-o zonă în care erau foarte mulți agricultori și aveau probleme cu subvențiile. Știu că foarte mult s-a discutat cu subvențiile astea și am stat, v-am spus, și ploua, și ningea, era și frig, bătea și vântul, am stat acolo, că a fost în regulă, pentru că ne-am încălzit cu oamenii din discuții și a fost bine. Asta cred că ne diferențiază pe noi față de cei de la PNL sau ceilalți competitori politici. Noi n-am făcut la Casa de Cultură cu baloane, cu steaguri și cântăm... Da, și ce, cheamă, da, și PSD-ul pe vremuri, ce manifestații făceau la casele de cultură, la toate casele de cultură. Da, domnule Chidoveț, aveți perfectă dreptate. Da. Dar vedeți, noi ne-am adaptat. Da. Noi am venit cu ceva nou. Noi am înțeles că poporul nu vrea asta. Nu spune nimeni, am făcut și noi. Am făcut și pe stadion. Acum, poporul sincer, nu vrea. Noi ne-am adaptat. Din păcate, colegii politici nu s-au adaptat. Au rămas tot cum erau. Poporul nu mai vrea din astea. Poporul vrea să vorbești cu el în fața blocului la el. Nu se cheamă la Casa de Cultură sau mai știu unde, că trebuie să-i spui tu nu știu ce. El vrea acolo să te vadă, în fața porții, în fața blocului, pe stradă, în piață, în târg, în bazar. Acolo cred că vrea să te vadă. Domnul deputat. Cu subvențiile, că e capitolul... Imediat ajungem să văd eu de ce. Știți cum e? Revenind la competitorii dumneavoastră politici, nu neapărat din Suceava, la nivel național, zice, numai PSD-ul este un partid care vorbește despre programe economice, dar își apără corupții.
Deci, iată, adică, acum, știu, da, de ce? De ce ar trebui să voteze Suceveni? Acum ne referim la Suceveni. Da. PSD-ul. Am înțeles întrebarea. Ne referim la programul de guvernare. Deci, în cele 4 mandate, adică de deputat în Parlamentul României, în 2 am prins guvernare PSD. Prima a fost guvernarea Năstase 2000-2004. Da. Și a doua, guvernarea Ponta, începută în 2012, în aprilie, în așa, și neterminată, că știți din care motiv și cele două guvernări... În cele adică două... din ce motive? Că sunt motive oficiale și neoficiale. Vreau să spun la urmă, ca să nu... Da, vă rog. Timpul, cred că curge. Și vreau să spun multe lucruri. Vă rog. Vă pot spune, deci nu mai spun de guvernarea Năstase, care a fost o guvernare foarte bună apreciată de către cetățenii în României, în condițiile în care a fost scoasă România aproape din colaps financiar. Vă aduceți aminte în anul 1999 se vorbea, sigur, asta este calea României. Da. Pentru guvernul Isărescu, ceva au mai micșorat din acel pericol, dar venind guvernarea Năstase, a dus până a lăsat-o în 2004, pentru că a fost românul și a spus, băi, poate vine unul mai bun. Ce a pățit, știm, cu 8-9%. A venit guvernarea Ponta, care a luat-o, într-adevăr, sub zero, sub iarbă, și a dus-o la cea mare creștere din Uniunea Europeană, respectiv un 4%. Pe asta timpul... spune chiar și Uniunea Europeană. Statistici. Deci România a fost scoasă din criză. Ce s-a întâmplat în aceea perioadă de guvernarea Ponta? Guvernarea PSD, în general, așa, în primul rând, un deficit bugetar de 5,4% spune mult rău de cât de bolnavă era economia și a dus-o la 1,4%. Știți, a dat în primul rând, prima măsură a fost reducerea la angajator a CSE-ului cu 5%, ceea ce i-a permis omul de afaceri să aibă un surplus de bani în care să se dezvolte. În primul rând, dacă vă aduceți aminte cât scandal a fost de la 24% la 20% scăderea la TVA. Și mai ales au luat foc când a văzut că am redus TVA-ul la alimente de la 24% la 9% și a spus, în momentul acesta, bugetul României este în pericol. Ba dimpotrivă, au crescut, au acumulat la bugetul statului sume suplimentare, pentru că lumea a spus, într-adevăr, au fost economie, dom'le, este economia subterană, economia neagră, și au spus, nu poți să mai riști în condițiile în care tu ai la alimente și băuturile alcoolice, ai 9%. Da. Și asta s-a întâmplat. În această perioadă, fatidic cu an, 2010, nu mi-aduc aminte exact luna, când prin președintele statului, că era și președintele statului, Băsescu, era și prim-ministru Boc, era o figurație, pur și simplu, că asta era menirea primului ministru să anunțe măsuri drase economice, în condiții care s-a anunțat tăierea cu 25% a salariilor și înghețarea pensiilor și creșterea CSE-ului la pensionari. A venit guvernarea Ponta, atât cât a acumulat, într-o zi, imediat prima măsură a fost... reîntregirea salariilor și dezghețarea pensiilor. În condițiile în care a crescut în mediul educației și la sănătății cu 25% salarii, urmând ca restul să crească pe aceea lege a salarizării care nu am mai apucat să o mai facem. Alocațiile la copii, vă aduceți să aminte, dublate, iar la peste 500.000 de copii provenind din familii sărace, li s-a triplat. O măsură care a fost aluată atunci care exact împotriva poporului cetățeanului, închiderea 69 de spitale, punând în nouă condiții. A venit această guvernare care a deschis, a apucat în prima fază și n-a mai putut să finalizeze pentru că s-a întâmplat, redeschide a 27 de spitale. Am pomenit mai înainte de absorbirea sumelor la Uniunea Europeană. A venit și asta guvernarea partidului, de asta spun eu, Partidul Social Democrat, să o ducă la 70%, în care vecinii noștri, o Polonie, un Ungarie, o Cehie, mergeau 80-90%. Am plătit datorie externă prin reprezentanții Partidului Social Democrat 9 miliarde de euro, în condițiile în care pe ultimii pași a dumnealor împrumutase 20 de miliarde de euro. Pentru, spuneam, pentru construirea terenurilor în pantă, pentru topogane, pentru, nu știu, cu telecabinii, pentru bazinii fără apă. Dar unii au plecat jumătate din bani. Domnule, cu siguranță sunt în offshore-urile din afara țării și probabil vor ieși cândva la iveală. S-au creat peste 300.000 de locuri de muncă, în care 75% au fost ocupate de către tineri. Și a spus, s-a lăsat la... Bine, era vorba de milioane de locuri de muncă, știți. Da,
Da, n-am terminat. Uitați-vă acum, vrem să ducem la... Da, vă spunem că dacă o să mai permiteți, să mai, vă mai spun câteva lucruri foarte interesante și mult așteptate de către cetățenii României. Aha. Da, pe, sigur că aveți România. Le-am lăsat startup. Încă 13 miliarde de euro. Dar vă aduceți aminte când am luat măsura noi și am spus că reducem prețul la medicamente și compensarea reală a peste 90% de medicamente la pensionare sub 1000 de lei, pensie. Da. Am făcut aceste lucruri în guvernarea Ponta. Ce vom face acum cu relaxarea fiscală? Da. Deci, lucruri în condițiile în care, așa cum a avut guvernarea Năstase și guvernarea Ponta, creștere economică, pentru că a face o relaxare fiscală, trebuie să ai două lucruri în primul rând. Să faci creștere economică și să absorbi bani la Uniunea Europeană. Noi creștere economică am demonstrat că o facem, asta vrem să facem, acum sigur, peste 5, 6, 7, 8% să fim unul din țările care într-adevăr să fim în clasamentul, m-am săptat în România să fie tot la cont. La începutul guvernării Ponta a mai fost și acea inițiativă de achitare a arieratelor. Deci și asta ar trebui menționat. Acum, zic eu am uitat, ați văzut ce pentru că e vorba de eu tot v-am spus, v-am să aminte dumneavoastră da. Vi s-a întreperit. Eu am cer iertare că nu m-am adus aminte. De asta pentru că acolo au fost plăți întârziate și iată banii au venit, salariile și așa mai departe. A fost un efort financiar pentru România destul de mare. Deosebit. Și a făcut parte cu succes. De cură a venit acela moment din noiembrie, nu știu ce spun că premeditat sau nu premeditat, ce s-a urmărit și s-a urmărit, ați văzut că s-au făcut declarații, a fost nevoit să moară oameni, deci grav de tot. A rămas în memoria noastră, memoria cetățenilor, când președintele statului a spus trebuie să cadă o guvernare pozitivă ca să vină, uitați de guvernul meu, de fapt, domnul Iohannis, hai să zic, nu este altceva decât fostul președinte a Partidului Național Liberal, deci este vârful de lanța dumneavoastră, ca și un guvern care a fost susținut în totalitate de către PNL. Ca să facem relaxare fiscală, v-am spus, creștere economică și absorbim bani. Noi acum suntem prinși până în 2023 în programul lor, cu o sumă de vreo 123 de miliarde de ne-am propus și vom face, pentru că s-a făcut. Deci nu-s promisiuni electorale și în guvernarea Năstase și în guvernarea Ponta, ci s-a spus, s-a făcut. Să absorbim în guvernarea 2016-2020 vreo 92 de miliarde de lei, reprezintă 72%, în care aduce la sume suplimentare la bugetul statului în procent de 30%. Așa asta ne permite să facem anumite chestii. Trebuie să creștem PIB-ul României de la, acum cum este la 814 miliarde de lei, la 1400 de miliarde de lei. Vrem să reducem TVA-ul vrem și vom face, de la 20% la 18%. Vrem să încasăm sume suplimentare până la 9,7 miliarde de euro sunt acordate României pentru agricultură. Dar ce e mai important și mai rapid? Vă rog. Relaxarea fiscală înseamnă scăderea impozitelor pe salarii. Până e posibil? E absolut. E calculat? Sigur. Ați văzut seara de seară președintele partidului. Și inclusiv Victor Ponta. Și ceilalți care vin. Și l-am văzut și pe domnul Tăriceanu. Cu markerul pe hârtie, e spre că de unde-s banii, cum facem, cât investim, cu iunie vine, cât absorbim, cât se aduce la bugetul statului, prin taxe, prin impozite, prin TVA. Și reducerea impozitului pe salarii însemnând până acum sunt 16%, deci și vrem la salariile sub 2000 de lei, ca până în 2018 să reducem de la 16% la 0%. La salarii peste 2000 de lei, de la 16% la 10%. Sigur, au spus unii și au spus, da, deci și 9-0. Băi, fratele, nu mințim. Atâta este posibilitatea bugetului ăsta. Vom vedea. S-ar putea să fie surpriză plăcută pe urmă să întâmple exact ce își doresc unii. Dar la pensionari, începând cu data de 1 ianuarie 2017, să scadem impozitul pe pensie sub 2000 de lei de la 16% la 0%. Și la ceilalți, de la 16% peste 2000 de lei la 10%. La fel e valabil și aici e explicația. Tinerii, cei care sunt până sub 26 de ani, care urmează, o fac o școală, fac o școală personală, studenți sau angajați, să le acordăm 40.000 de lei în condițiile în care le pot folosi pentru studii, pentru burse, pentru avans de casă, având în vedere că
tot ce înseamnă dobânda ca asta, să le separe statul. Cei la tineri sub 35 de ani, care vor să facă o afacere în țara noastră, România, să vină pentru tineri din exterior, să le acordăm 200.000 de lei în condițiile în care toată dobânda lor, toate impozite, să fie suportate de către stat. Iar în agricultură, să spunem o chestie, era o relăsare fiscală asta, cei ce vor angaja tineri, cel puțin 3, sub 35 de ani, și mai mulți așa, atât angajatul, cât și angajatorul, timp de 5 ani de zile, să fie scutit de taxa impozitelor către stat. Asta este relaxare cu adevărat. Dar putem să mergem și la profesii liberale. Relaxarea asta nu produce gaură în buget? Acum o explic de unde vin banii și o luăm din nou și stăm până fac... Nu, poate cineva prinde acum, a intrat acum și în ultimele 5 minute și v-a auzit ce a spus. Reducem mai, ajutăm... Am spus reducem mai, de unde provin banii. V-am spus, în primul rând, creștere economică. Când ai creștere economică, dintr-o dată nu mai ai voie să spui că nu pot face. Uh-huh. 8% sau 7%, acum au făcut 4%. La o economie... Cu creșterea economică se face mai greu, în schimb, luați aceste măsuri aproape imediat. Nu, da? V-am spus, nu m-ați urmărit atent, v-am spus până în 2018, până da. V-am spus la pensionari, la întâi an. Da. Pensionari. V-am spus cu tine, acorda sumare nu este decât, așa, dobând, așa, impozit către stat, acoperit de către stat. Sigur, sunt și profesii liberale, v-am spus, cabinetele mie de jurnaliști, chiar și pentru jurnaliști, pentru sportivi, pentru asta, în condiții în care venitul anual e sub 24.000 de lei. Corect. Să reducem de la 16% la 10%, nu, la 0, dar în 2018. Da. Și la cei peste 24, la fel de la 16% la 10%. La fel e explicat de unde vin bani și cum vin bani. Cu orice activitate care pe profit, nu uitați că statul vrem să facă acel front suveran de investiții, în care prin cele 200 de companii care le are statul și din care marea majoritate sunt profitabile, spun Transgaz, Transelectrica, Hidroelectrica, așa, să constituie acel fond de suveran de investiții în care să ne permite să facem acele investiții. Nu venim cu aberații, să spunem, facem autostradă, două pleacă din Suceava, mai vin vreo patru din Mureș și o să stăm la o dată, exact ca în Germania și în Spania, în 2 ani de zile, să nu putem să știm pe hartă când facem autostrăzi, unii suntem și cum suntem. Nu, am spus, nu, facem... Aduceți aminte și pe vremea PSD-ului, veneau miniștri și desenau și redesenau. Nu, domnul, dacă dumneavoastră ați urmărit o emisiune, ați văzut la televiziune și care declarații m-a autostrada Comarnic Brașov să lăsa cu arestarea primului ministru dacă se face. Da, asta da. Păi ați văzut, nu? Ascultați-mă, eu întotdeauna am spus că a luat decizia, a făcut declarații care l-au costat. N-a fost colectiv motivul principal, domnule președinte, în legătură cu renunțarea la funcția de premier. Mă refer la domnul Ponta. El a avut două, trei declarații care a denunțat, inclusiv acele măsuri legate de medicamente. Văd că PSD-ul merge mai departe cu medicamente. Supărați în continuare companiile farmaceutice. Văd, cred eu. Auziți? Noi ne-am propus să supărăm toate companiile Doamna naționale. Doamna doctor Cobuz vrea să salveze Institutul de Cercetări Cantacuzino. Până ajunge și ce acolo. E rău în asta? Nu e rău, dar nu știu dacă o să poată, dacă nu o supără pe ceilalți care au și ei cercetare în Occident. Domne, s-au făcut declarații oficiale. Nu mai sunt povești astea. S-au făcut declarații oficiale și acum. Și dacă când ați venit la fermieri, dacă o să permiți, o să fie timp, o să vă spun un singur lucru. În primul rând, vrem să protejăm atât fermierul român, atât compania română împotriva multinaționalilor. Uitați-vă ce frumos spune PSD-ul. Sprijinirea fermierilor noștri pentru a nu mai importa alimentele pe care românii le pun pe masă. Da. Corect. Da. Vreți să trecem la acest lucru? Vă rog. Da. Auziți, aici sunteți ca peștele în apă, să înțeleg. Nu, eu vă spun un singur dar lucru. Dar eu vreau să aduceți argumente să creadă omul, pentru că și dincolo și la celelalte partide se vorbește foarte frumos. Argumentul știți care spuneți-mi este? Spuneți-mi că PSD-ul știe. Da, și cum știe? Păi v-am spus până acum argumentul. Adică, știți cum, aduceți-mă în pragul încât să, după ce încheiem emisiunea, să mă duc să fac un duș. Dorm și mâine să merg să fiu la bancă undeva. Dacă nu vei de ajuns, dumneavoastră, sau celul care ne ascultă, cu exemplu viu, care a fost în guvernarea Năstase și în guvernarea Ponta, și în proporție de 80, peste 80%, spunea cineva odată, domnule, în momentul când ajungi la guvernare și dacă dai o jumătate de roșii în plus, ai respectat ceva. Păi noi nu am făcut acest lucru. Partidul Social Democrat a făcut mare, a dus la îndeplinire mare majoritate a promisiunilor. Este adevărat. Nu le-am finalizat, domnule. Din motive obiective sau un pic subiective,
Bun, sunt și promisiunile un pic, poate prea multe. Realitatea deci, din teren poate te dacă mai dacă nu vede ajuns așa, atunci rugăm poporul, așa tățeanul, să ne dea acest gir și o să vedem că o să, într-adevăr, vii la judecată. Bun. Când poți dispăra de pe scena politică. În Uniunea Europeană, pe acest segment, segmentul fermierilor e foarte mare. Cum putem noi ajunge, cum putem să noi, românii sau fermierii români, să concureze cu cei din afară, domnul deputat? Simplu, domnul. Cum? Simplu. Deci v-am spus în primul rând despre agricultură, ea a fost, aproape, a fost un motor de creștere a economiei. Lăsăm perioada înainte de 90, că am dat destule exemplu. Da. În primul rând, ca să poți opri pe, trebuie să fii competitiv. De ce? Trebuie să ai o subvenție, pentru că, într-adevăr, aici s-a dat o lege 51%, dar, într-adevăr, aia poate fi nefuncțională. În condițiile în care umărul românesc costă 4 lei, cel cilian sau de polonez costă 2 lei, să duci cetățeanul la acest lucru. Pentru că, de asemenea, Uniunea Europeană a avut subvenții mult mai mari. S-a negociat prost. S-au fost posibilitatea, poate și dintre noștri, dar mai mult din partea elantă. Mi-aduc aminte că cineva a venit, a fost ministrul agriculturii. Cineva se lauda că are relații în Germania, că a lucrat în Germania sau nu și-a făcut. Dom'le, atunci aveam, nu știu, vreo 70 de euro. Erau sumele complementare care prindeau stat. Deci sumele cu astea care sunt acum la subvenție sunt mici. Dar și astea, măcar dacă le dădea de la timp, ajuta pe cetățeanul, pe fermierul român să reducă din cheltuieli cu cel puțin 10% cheltuieli de producție. Ce vrem noi să facem? Să apărăm fermierul nostru împotriva fielor firmelor multinaționale. Și prin declarație că le-am făcut acolo. Împotriva, să fie competitiv. Nu, auziți, un pic. Când intri pe piața românească, când vii și-l ucizi pe cel care producea, avea 24.000 de hectare de pământ. Când vrei să-l bagi în pușcărie, când vrei să-l faci pe asta, intră frică în el. Da. Și s-a făcut lucrul ăsta, nu sunt acolo. Da. Unde e Nicolae? Că avea asta. Îi s-a spus la un moment dat, ai luat gaz ca să produci un îngrășământ mai ieftin. Ai vrut să faci export? Ai devenit un concurent? Telefonul s-a găsit imediat cineva și dai 2 ani de zile și când se iasă, mai dai 2 ani de zile și uitați așa vrem să-l apărăm. Eu nu spun, a spus de corupt, sunt în România, sunt, pentru că au dispărut atâta, o avere în României. Fratele meu, cel care crezi tu că îți va fi conversat și să asculte un telefon și să-l elimini pe piață, nu-i drept. Și nu-i numai cazul domniei sale. Alții, el fiind poate vârful, poate cel mai important sau cel mai mare, cel mai cunoscut caz. Dar s-a mai întâmplat. Da. Vrem în agricultura românească să angajăm acei tineri. Și vă spuneam înainte, cu acele facilități care sunt. Tinerii sub 35 de ani, în condiții, sunt angajați. Dar eu vă spun că pentru fermierul român, important este să se dea acea subvenție, cât e de mică, la timp. Ați văzut cât a trebuit și câtă discuție a fost ca să fie echitate acum. Câte atacuri. În condițiile în care PSD-ul spune așa, că până la data de 15 octombrie, așa cum am și făcut, să fie acordat și la fază de 25%. În condițiile în care la 1 decembrie și la 31 martie trebuie să fie terminată plata regulară. Dar un lucru foarte... Domnule, cred că ne aducem cu toți aminte că perioada până în perioada 90 aveam irigate vreo 3 milioane de hectare, nu? Fără irigație nu facem producție. Nu ținem competitivi. Utilajele le aducem noi, îngreșeminte sunt, oameni pricepuți avem, dar dacă nu avem sistem de irigație, nu vom face producții care să fie producție mare, să fie competitive cu cea europeană. În guvernarea Anastasia s-a luat cu 300.000 de hectare, atât mai repusă din 3 milioane, 10%. O dusesem la 700.000 și acum au dus o băieție înapoi la 300.000. Ne-am propus ca până în 2020 să avem 1.980.000 de hectare irigate. Să le dăm apă, în primul rând, gratuită până la punerea la pompa, la punerea sub presiune. Ai 1.980.000 de hectare irigate, atunci, stimați domni, stimați români, ne putem lupta cu ei. Mai avem o problemă. La noi, în România, de exemplu, nu avem un sistem de protejare a culturilor agricole contra grindinii și creșterea precipitațiilor. Da. În programul nostru de guvernare pentru fermieri sunt acele trei centri. Muntenia, Moldova, Transilvania, în condițiile în care facem cu investiții, cu bani prinși, banii care vom aduna la bugetul statului, vom face acest lucru. Ce trebuie să facem noi pentru fermierul român? În primul rând, trebuie să facem acele centre de colectare și de procesare
a legumelor și a fructelor. Acum câțiva ani transportam complet de nimic către Polonia, care ne trimiteau pe urmă sucurile lor. Și au început acum încetul și vrem să facem cel puțin vreo 86 de unități de procesare în care să procesăm anual peste 500 de mii tone de fructe și de legume. Vrem să facem acele centri de colectare pentru lână. 36 de mii de tone de lână anual se aruncă. Cifră oficială, statistică. Să colectăm oile de lemnelor de caprine și de ovine. Dar în primul rând vrem să avem două produse care trebuie, ca noi suntem foarte deficitari, care trebuie să protejăm. Tomatele, le importăm la ora actuală 50.000 de tone anual și exportăm 3.000 de tone. Ce ca să facem acest lucru, să oprim? Să acordăm celor fermierilor care are 1.000 de metri pătrați de solare câte 5.000 de euro, 3.000 de euro anual gratuit să-l ajutăm timp de 8 ani. Iar la carnea de porcine. Importăm 230.000 de tone și exportăm vreo 20.000 de tone în condițiile în care timp de 8 ani le dăm 10.000 de euro gratuit. În primul caz ar fi beneficiat la tomatele vreo 42.000 de fermieri și aici vreo 12.000 de fermieri. Mare lucru pentru agricultura românească. Vrem să scutim de impozite pe cei care până în 2018 pe cel minim 46 de lei pe hectar. Așa? Dar în condițiile în care nu îl cultiv succesiv 2 ani, să spunem 100 de lei pe hectar. Nu știu dacă veți speria, ați văzut, în România nu mai e mult, dar mai sunt suprafețe care nu sunt cultivate. Da. Și multe altele, dacă mai este timp, să le spunem. Bineînțeles că este timp, dar eu cum să vă spun, domnule deputat, și apelez la dumneavoastră pentru că aveți suficientă experiență. Ați fost aproape de guvernare, funcția ați avut în Parlament, la nivelul Camerei Deputaților. Propunerile sunt bune, frumoase, ca să spun așa. Dar este, că nu spun eu, dar sunt oameni sau cei care vor fi propuși în guvern vor rămâne demni, nu vor... Eu știu, nu se vor încovoia sub anumite presiuni. Asta e de fapt până la urmă. Da, bună întrebare și să fac o brațecată un mic minge la filio. Hai să zicem tehnocrații ăștia care în câteva luni au schimbat 10 miniștri. Da. Exact ca în sport, ca în atletism. Da. I-au folosit ca iepuri și au spus, au avut o misiune. Veneau, de unde au venit? Marea majoritate? De afară, da. Nu știu, dacă sorosiști sau cu misiune. Și au venit și au spus, fratele meu, poporul român nu poate să acceadă sau niciun euro de la Uniunea Europeană. Și-au dus la îndeplinire. Și-am spus, nu faci nicio relaxare fiscală în România. Și atunci PSD-ul cum se va impune? Ați văzut vreodată? Dacă spuneți că de dincolo nu se vrea, mai întârziați, domnule, mai lăsați. Se vorbește mult. De câte ori a primit guvernarea Ponta ordin și l-a executat? Prim-ministru Ponta un ordin și l-a executat? Păi, Portul Constanța, a dat Gara de Nord, a permis, nu știu, ați văzut, a fost amenințat, dacă intri în pușcărie, pe fi arestat imediat, auziți cum, dacă faci autostrada Comarni Brașov, cu dovezi, ați văzut, eu nu le-am adus eu, le-am văzut ca și dumneavoastră, a făcut guvernarea, credeți că va face ceea ce vor fi? Dacă vor continua asemenea amenințări, cum va reacționa PSD? Va renunța din nou la guvernare? Auziți, PSD-ul n-a renunțat la guvernare datorită... S-a retras? În condițiile în care, în România... Domnule, n-a fost motivul respectiv, cum a spus dumneavoastră. Cum am menționat, n-a fost motivul real. A fost tocmai că nu s-a... n-a plecat capul la anumite ordine. Poate acum, de ce PSD-ul va reacționa altfel? Bun, v-am spus... Ponta, guvernul Ponta, nu a răspuns la semnalele primite. Mai multe nu pot să spun, că nici eu n-am dovadă. Da. Nu a răspuns. Și nu va răspunde nici de acum. Că va fi Dragnea prim-ministru, că va fi Rovana Plumb, că va fi Teodorovici, că va fi Fărăstan. Asta e sigură? Sigur. Nu contați mine. Așa. Da. Nu vă... Că dacă aș fi și eu, dar pălărea este prea mare, trebuie să recunosc, nu executoane. Cum nu le-am executat nici ei? Amenințări. Am stat 6 ani de zile pe Fundația Armonia, pe la Înalta Curte Supremă, și trimis de un coleg a politicii sucevene,
și în care îți trimit mesajul, dacă trăiești la partidul ăla, așa, am 24 în acest partid și am spus, soluția în condițiile în care nu, mergem frumos, sunt alții ca să ne curioască, mergem, facem apicultură, legumicultură, pomicultură, agricultură în general. Deci, nu vor ședea lucrul ăsta, aveți garanția lui că nu s-a întâmplat și nici va întâmpla. Năstase a ajuns la pușcărie și n-a spus altele. Era drept că un guvernare Năstase, un guvern, adică domnul Năstase să ajungă la pușcărie pentru, cum se chema voastră, la geamă? Termopane. Da. Am înțeles. Domnul primar, mă întorc la dumneavoastră. Într-adevăr, reforma sau reformele în România nu înseamnă numai cazier curat. Ce înseamnă, poate, în primul rând, competență. Asta vreau să știu, dacă este competență și ceea ce trimite PSD-ul acum în Parlament și ceea ce vedeți dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți om politic, țineți legătura cu Bucureștiul, prin natura funcției, prin natura ambelor funcții, de fapt. Mă refer la cea administrativă și politică. Este competență, ca să nu mai spun eu, dacă este suficient curaj, pentru că nu odată am vorbit aici și nu numai cu primarul Cătălin Coman și cu primarul Lungu și cu primarul Mihăiță Negură și cu alți primari PSD. Trebuie curaj, totuși. Chiar și la primării. Da, într-adevăr, trebuie curaj, trebuie entuziasm, trebuie energie, dar trebuie și sprijin. Pentru că, vedeți, orice fel de inițiativă pe care îți dorești să o pui în aplicare, orice fel de proiect la care lucrezi, trebuie să fii susținut, trebuie să fii ajutat. Și să nu deranjeze, poate, interesele cuiva venit de afară? Bun, și asta. Eu mă refer la proiecte strict ale municipiului Fălceni. Mă îndoiesc că municipiul Fălceni va deranja cu un proiect interes străine. Nu, la fel, diferența este cumva prea mare. Dar mă refer la proiecte pe care toți primarii din România vor dori să le facă. Pentru asta trebuie un cadru legislativ. S-ar putea ca acest cadru legislativ să deranjeze. S-ar putea să deranjeze faptul nu că să faci un proiect la Fălticeni, s-ar putea să deranjeze faptul că să fac, nu știu, 1000 de proiecte în România. Faci un proiect de reabilitare stradală în Fălticeni, dar să faci un proiect de reabilitare stradală și în Oradea, și în Brașov, și în, nu știu, Drăgușeni. Sunt lucruri care pot deranja, pentru că toate aceste proiecte înseamnă că intră bani în România, că oamenii din România trăiesc mai bine, că oamenii din România vor să dezvolte. Și eu am acest sentiment, într-adevăr, nu vreau să vorbesc pentru că nu am nici dovezi, nu sunt eu cel mai în măsură, dar am sentimentul că de multe ori ni se pune frână. Am sentimentul că de multe ori, cel puțin în acest an, în 2016, cu acest guvern tehnocrat, de multe ori am avut parte de respingere, am avut parte de tot ceea ce înseamnă amânări. E un sentiment pe care, să știți, că l-au foarte mulți din colegii mei primari, indiferent de culoarea politică, pentru că am fost de multe ori la București cu proiecte, m-am întâlnit și cu primari din județ și din alte județe, și PSD și liberali, toată lumea spune la fel. Dom'le, pe timpul Ponta, cum se putea? Cum un proiect dura, nu știu, o lună de zile sau trei săptămâni la Ministerul Dezvoltării și acum durează 6 luni ca să fie verificat, nu ca să fie aprobat? Cum atunci erau, se dădea o listă de la Consiliul Județean Suceava, o listă cu proiecte pe PNDL, care toate veneau aprobate și implementate cu lista. Acum câte unul aici, colo, mai auzi câte un comun în Răzleață, că pe ultima 100 de metri a mai prins Timircii pentru o nevoie. Cam asta este realitatea și cred că trebuie într-adevăr a plecat de la competență. Trebuie competență. Da. Pentru că omul care te sprijină degeaba este entuziast și energic dacă nu are și competența necesară. Eu m-am convins în 4 ani de primărie și în 3 jumătate cât am avut guvern PSD că într-adevăr putem vorbi de competență. Când pot să merg un proiect în care să-mi spună că e greșită pagina a doua sau greșită pagina a treia, că ăsta trebuie înlocuit, că aici trebuie studiu geo și aici trebuie studiu de fezabilitate, acum nu-ți spune nimeni nimic. Acum te duci, depui un proiect și peste 3 luni, 4 luni, 5 luni primești un răspuns sec. Proiectul nostru nu este bun. Dar de ce nu este bun? E un proiect la care s-a muncit. Un proiect poate, nu știu, era o virgulă, o propoziție, o frază, un poate calcul fi corectat, greșit. Poate fi, da, putea fi corectat. Amendat. Asta este diferent ce se întâmplă atunci și ce se întâmplă acum. Se întâmpla că mergeai cu un proiect, poate era un calcul greșit, 10.000 de pagini, 100.000 de pagini, care trebuie să realizate. Poate cineva mai greșește, poate cineva, nu știu, dintr-o eroare, pur și simplu, înlocuiește un 3 cu un 4 sau cu un 5 cu un 8. Dar asta ni se spunea atunci și le înlocuiam la timp.
Acum nu ne spune nimeni nimic. Ne ducem, ne punem un proiect la o registratură. Eu am același sentiment ca și cum l-aș da piaz. Cam așa e finalitatea. Pentru că, cum am spus, după 3 luni, 4 luni, 5 luni, 6 luni, primești la primărie o hârtie cu 3 rânduri în care îi spune că proiectul cu numărul cu tare privind reabilitare, modernizare, nu este complet. Ce nu conține, nu o să știi. Domnule primar. Și am avut și o surpriză să mă duc să iau proiectul înapoi să văd de ce nu e complet, nu l-am mai găsit. E pe aici. Pe aici, pe undeva. Se vorbește despre o legătură foarte strânsă între primari și parlamentari. Bun, în campanie electorală, între primari și cei care candidează. PSD-ul ce promite administrației, mai bine spus, nu neapărat primarilor, pentru o mai bună funcționare, pentru o... știm foarte bine că există sincope în promovarea unor proiecte. Dacă sunteți mulțumit, dacă în principal promisiunile merg spre electorat, spre bunăstarea poporului, ca să spunem așa. Dar trebuie și o felie pentru administrație, când vorbim despre reorganizare, descentralizare și așa mai departe. Da, într-adevăr, știți foarte bine, vorbim de proiecte pe care le au primăriile. Nu parlamentul are rolul decisiv, nu parlamentul decide, nu parlamentarul. Să face campania, am văzut că nu știu care promite, scoate nisipul de la puțurile de la baia, nu știu care spune că nu știu ce face el pe stradă, nu știu care. Nu asta este treaba unui deputat sau unui senator. Treaba unui deputat și senator, acolo odată ajuns, știind problemele pe care le are comunitatea, să facă cadrul legislativ, să-l formeze în așa fel, încât cadrul ăsta legislativ să-ți dea voie ție ca primar să poți depune și să poți realiza aceste proiecte. Pentru că un proiect nu te duci să ți-l aprobi deputatul, că nu-i treaba lui. Nu te duci să ți-l aprobi senatorul, să spună că a trăit. Eventual poți să te sfătuiești, poți să-l întrebi dacă e complet, dacă mai, nu știu, mai trebuie adăugat o stradă, când trăiești în comunitatea respectivă. Dar legislația trebuie făcută în așa fel încât să ne dea voie noi, primarilor, să lucrăm. Să ne dea voie să facem proiecte, să ne dea voie să implementăm proiecte. Funcționarului să muncească la un caiet de sarcini liniștit, adică să creeze cadrul legal prin care funcționarii din primărie să poată beneficia de un salariu motivant. Pentru că am tot vorbit de profesori, de medici, de toate, dar să știți că mai este o categorie socioprofesională extrem de văduvită. Sunt funcționarii publici, din primării, din Consiliul Județenii, din tot ceea ce înseamnă administrație, care, eu vă spun, la Fălticeni am 246 de angajați, 70% au salariu minim. E o realitate, 70% au salariu minim. Păi cum să-l pun eu pe responsabilul de la mediu, de la urbanism sau la economic, să lucreze la un proiect de câteva milioane de euro, pentru care își asumă când el câștigă 1000 de lei. Cu două ore și eu n-am posibilitatea legală nici să-i plătesc ore suplimentare, nici să-i plătesc dacă vine sâmbătă și duminică, că vine, că hai că trebuie să facem echipă, hai vino și sâmbătă, că e mult de scris, e mult de calculat, e mult de făcut. Asta cred că este rolul parlamentarilor, să ne sprijine cu crearea cadrului legislativ, astfel încât să putem face aceste proiecte, să ne dea posibilitatea să plătim oamenii care muncesc legal, să nu fim nevoiți să, mă rog, hai, vin o sâmbătă, hai, nu mai sta numai până la 4, stai până la 6, că mai ai de făcut un proiect. Chiar dacă e ziua liberă. Și ia 1000 de lei și el semnează pentru un proiect de câteva milioane de euro. Aici cred că avem nevoie de sprijin și ajutor și eu sunt foarte optimist că din discuțiile pe care le-am avut cu parlamentarii PSD și cu candidații PSD pentru Camera Deputaților și Senat, lucrurile astea să știu și să s-au găsit deja soluții pentru o parte dintre ele și să caută soluții pentru cealaltă parte dintre ele. Domnul deputat. Ar vrea să adaug ceva la ce spune domnul primar. Vă rog frumos. Într-adevăr, având în față primarul din municipiul Fălticeni, nu mai la o de acum că nu e campanie electorală, dar toată lumea știe ce a făcut și ce are de gând să facă. Și o să vedeți, și de fapt vedem în ultimii 4 ani, altă față a Fălticenilor, indiferent ce se spune alții. Dar poftiți să vizitați Fălticeni. Primarul nu se mai teme să facă proiecte. Dacă lumea se indusesc această frică și se spunea, chiar la nivel public, pentru că e frică funcționarul să se mai semneze acest lucru, a ieșit și după această psihoză care fusese, într-adevăr, cucerise, înseamnă. S-au oprit programele PNDL? Da, lumea s-a oprit. Acum au început din nou primare să facă, pentru că noi, în ultima clipită a guvernării, dusesem 138 de proiecte pe PNDL la nivel de județ. Înseamnă școală, grădiniță, apă, canal, drum și alte lucruri. Acum primarii construiesc acelea, indiferent, PSD, PNL,
ALDE sau ce mai sunt aici. Și vrem, într-adevăr, legătura între primar și parlamentar trebuie să existe, pentru că parlamentarul duce de aici cuvântul către nivelul central. În acelea întâlniri care le avem periodic cu ministrii în grupurile parlamentare. Da. Invitați oficial în cadrul legislativ și întrebăm, domnule ministru, dumneavoastră ați mai fost în zona, să zicem, al Sucevii. Uitați-vă care e problema. Și acest, de asta e nevoie în perioada o legătură permanentă între primar și parlamentar. Ce vreau să vă mai întreb? Lucruri frumoase sunt și în celelalte programe. Dacă le puneți în oglindă, credeți că programul de guvernare propus de PSD este ceea ce are nevoie România? Este ceea ce are nevoie românul, românii? Să știți, eu când am este o sinteză a problemelor aduse chiar din teritoriul de data aceasta. Văzut? Da, am înțeles întrebarea, dar vă spun altceva. Am venit în partid, încep de aici, am venit în Partidul Social Democrat, nu datorită program sau platforme electorale, că toate erau bune. Luam și a țărăniștilor, luam și a pediștilor, luam și a peneliștilor, dar am venit pentru oameni. Oameni care pot duce la îndeplinire acest program. Acum programul PSD este programul care asigură, într-adevăr, garanția datorită faptului că prin examenele care le-am dat până acum guvernarea PSD poate duce la îndeplinire acest lucru. A fost explicat seara de seară exact pe fiecare element. De unde vin banii? Cu ce sprijinim acele măsuri? Care e deficitul bugetar de unde îl ducem și unde este și unde îl ducem? Deci cred în asta și invit cetățenii să vină la vot, să voteze așa cum le dictează conștiința, dar să creadă că, să știe că Partidul Social Democrat ceea ce a promis va face. Da. Încheiem cu cu mesajele dumneavoastră, în sensul că are un slogan. Să creez în România. Da. Vă întreb, domnule deputat, mai întâi pe dumneavoastră și va încheia emisiunea mai tânărul dumneavoastră coleg, domnul primar Coman. Ar trebui să cred, acum mă pun și eu în această schemă, în acest joc, ar trebui să cred eu în România chiar și cu PSD la putere? Da, pentru că noi când am scris acolo, îndrăzesc să cred, într-adevăr era pe sloganul PSD-ul, îndrăzesc să cred în România, sau și eu cred în România, dar văd că asta e datoria noastră, credem români, că suntem români, aici suntem născuți, aici sunt copiii noștri, aici vrei să rămânim. Chiar și cu PSD-ul la putere, care este... Cu siguranță atacat. Cu PSD-ul, cu Partidul Social Democrat. Domnul primar, ultimul cuvânt, aceeași chestiune, dacă... Să îndrăznesc, poftim, mă pun în joc, cum am spus. Bineînțeles. Să îndrăznesc. Sigur. Chiar și cu PSD-ul la putere? Cu PSD-ul la putere, să îndrăznim să credem în România, pentru că ne-am convins că doar cu PSD-ul putem crede în România, din păcate. Dar sunt convins că fălticinenii și-au dat seama, sucevenii și-au dat seama și românii și-au dat seama, într-adevăr, pentru că, am spus, au pus în oglindă ce au făcut unii, ce au făcut alții, ce au făcut PSD-ul cât a guvernat, ce au făcut ceilalți cât au guvernat. Și cred că pentru România și pentru români este foarte important ca viitorul sau viitoarele guverne sau viitoarea majoritate parlamentară să fie a PSD-ului. Domnilor, vă mulțumesc pentru participare. Succes în cele 48 de ore de campanie cât au mai rămas. Împreună cu dumneavoastră. Da, absolut. Noi până la ora 7. Îndrăzniți să credeți în România. Da, cum spuneți dumneavoastră, îndrăznim. Doamnelor și domnilor, alături de mine... În această seară au fost domnii Ioan Stan, deputat, a participat la emisiune în calitate de candidat din partea Partidului Social Democrat pentru Senat și Cătălin Coman, președintele Organizației Municipale Fălticene a PSD, primarul municipiului Fălticene. Atât pentru astăzi. Rămâneți cu noi, cu știrile Bucovina TV.